are 20 de ani și este din Pașcani. Studiază geografia și iată-o pe harta semifinalei Superstar! Hai cu gălăgia pentru Maria Logica! Faptul că sunt astăzi aici înseamnă un vis în realitate, mai mult decât mi-am imaginat. Eu când am plecat din Pașcani, din orașul meu natal, în Iași, mi s-a părut, wow, ce vorbești, era super mare în capul meu. Dacă n-am venit în București, nu, eu nu știam că sunt sectoare, că e cu astea, că n-am mai fost nici numai, știam că e foarte mare și atât. Și am ajuns până aici, adică e foarte mult. I guess it's funny from where you stand then. La primele audiții m-am scris o rudă de-a mea. Nu voiam să vin pentru că am zis că, măi, mie îmi place cum cânt. Am zis, poate la alții nu le place cum cânt și nu o să ajung așa de departe. Și cumva eu sunt și o persoană care pune prea mult la suflet. Adică dacă nu treceam, mi-ar fi lucrat la psihic, da? Că eu oricum sunt mai emotivă. Mama mea! Cred că la tine altceva te face să nu-i crezi pe oamenii care te laudă. E altceva din spate, ori o persoană dragă, ori cineva. Cineva n-a crezut în tine când erai micuță, când erai... Ideea asta cu aspectul meu fizic am avut-o întotdeauna. A fost o traumă, probabil un șoc din copilărie. Și mi-a rămas. Adică eu cumva încă mă mai gândesc, asta zic. Să nu par penibilă, să nu fac ceva deranjat pentru cineva. Mie nu-mi place să deranjez. Și mă gândesc că oamenii din exterior poate mă văd puțin ciudată prin expresiile mele faciale, mișcări, nu știu. M-aș putea da mult mai mult. Adică mă ține în loc chestia asta. Faptul că mi-e frică de ce vede lumea. De ce crede lumea? Doamne, eu s-a avut vocea ta, eu terminam muzica. Acum, dacă aș avea posibilitatea, s-aș asculta tot albumul. Atât de bine ai cântat și atât de tare m-am îndrăgostit de vocea ta. Tu idei n-ai. Pe mine mă frustrează faptul că tu nu înțelegi cine ești. Habar n-ai. Tu pur și simplu ești făcută pentru muzică, domnișoară. În etapa trecută, când mi s-a spus că am ajuns în semifinale, eu nu mă puteam bucura, mie îmi dădeau lacrimile instant, pentru că nu mă așteptam, adică tot frica asta a mea, probabil, că nu pot mai mult, că mă autocritic foarte tare. Tu poți să câștigi concursul. Ar trebui să mai lucrez la încredere și alte lucruri și aș fi un artist desăvârșit. E o etapă extrem de grea. Fac un lucru pe care eu nu-l fac. De obicei, când cânt, dansez. Eu nu pot să dansez. Eu nu mă pot mișca. Eu sunt așa, de mai pus acolo am stat. Dar acum nu știu cum am făcut ce am făcut. Măcar m-am mișcat. Sunt într-o transă, așa. Pentru mine, acum, da, e un concert la Arenele Romane. Adică când am auzit, eram wow. Sigur, a nebunit și a făcut altceva. Garantat. Dar de ce zici că a nebunit? Ți-am spus. Mamă! Bă, ce frumoasă are fata asta! Mamă, cum cântă fata asta, bă, băiatul!
mai departe. Pentru mine e important că mă schimb cumva ca om, pentru că fac lucruri pe care nu le-am mai făcut niciodată și nici nu le-aș fi făcut în alt context. Simt că am evoluat. Vino lângă mine. Bravo. E bine. Maria, înainte să încep să cânti, când ți-a văzut ținuta, Carla s-a zis, gata, a nebunit să vezi că face disco. A ghicit-o. Eu eram obișnuit cu piesele alea, știi ce zic, grele ale tale, dar, băi, ai un control al vocii extraordinar. Îmi place mult de tot cum îți folosești instrumentul vocal. Mulțumesc. Și eu mă bucur că ai ieșit din zona ta de confort. Da, și eu mă bucur. Asta am și intenționat. Cred că trebuia tot să stai centrată pe scenă și să livrezi piesa, pentru că ai o voce foarte bună și când tu stai centrat așa pe scenă, am impresia că atunci transmiți și cea mai multă emoție. Dar a sunat bine, să știi. Ești o voce cu care aș lucra cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc! Mulțumim, Marius! Raluca, spune-ne, ce părere ai? Maria, tu știi deja că ai o voce incredibil de frumoasă, te-aș asculta non-stop și cred că nu doar eu, dar vreau să ții cont pentru a doua piesă, exact de ce ți-a spus Marius. Rămâi și cântă-ne! Da! O să ne placă, de o să ne nebunim! Smiley! Maria, mie mi se pare că te-ai mișcat destul de bine, având în vedere că nu faci asta des. Da, da, da. Până să ajungi să lucrezi cu Moga, până să ajungi să lucrezi, să lucreze Moga cu vocea ta, așa, eu deja mă bucur de ea și sunt fanul vocii tale. Carlos. Vai. Comparativ cu tine, la mine în minte, asta a fost superficial și lipsit de profunzime. Tu ai lipsit și mi-ai lipsit și mie. Am înțeles piesa, știu vocea, asta nu este o surpriză, dar momentul și interpretarea au fost un pic fără emoție. E totuși un mod profund de a te aprecia, eu așa văd lucrurile, e perfect. Așa că hai să aplaudăm jurații, vă mulțumim mult. Mulțumim, Maria Ojică. Mulțumesc și eu. Cum e? Cum a fost? A fost plin de energie, cum am zis. Mie mi-a plăcut piesa asta, nu e pe feeling-geal, adică nu, e o piesă dinamică, de dans, de EDM, de power. Modul meu de a cânta, cumva, nu e ce am făcut neapărat aici. Mie îmi place să transmit foarte mult. E cea mai cristalină voce din acest concurs. M-aș pune așa noaptea în pat și aș lăsa pe Maria să-mi cânte la ureche. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea în seara asta, pentru că ne așteptam la mult mai mult de la Maria. Este în zona asta mea de confort și în care efectiv exact ce au spus ei. Așa? Că stau, să stau să cânt, știi? Eu asta fac de obicei cu ei. Tocmai am vrut să arăt că pot să fac așa ceva în afară de să stau și să cânt. Eu cred că așteptările sunt mult prea mari, adică nu înțeleg ce așteptăm. Dom'le, mă așteptam să cadă coloanele astea din arenele romane, să... Mamă, să se zguduie ceva, sau să plângă, să curgă lacrimi din coloane. Contează că am ajuns aici, da. E măcel acum, așa mi se pare. Mare lucru. Da.